Alocația de hrană de la Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu a fost mărită așa cum prevede legislația în vigoare și se acordă atât pentru asigurați cât și pentru persoanele care nu fac dovada calității de asigurat corespunzătoare serviciilor medicale acordate în regim de spitalizare continuă în unitățile sanitare publice. Majoritatea pacienților beneficiază de hrană în valoare de 22 de lei pe ziua de spitalizare, sumă care acoperă cele 3 mese. Această sumă crește în funcție de afecțiune, astfel că bolnavii de diabet sau cei oncologi, de exemplu, beneficiază de o normă de hrană de 33 de lei pe zi. Carnea nu lipsește din meniul bolnavilor, care este diversificat și se schimbă zilnic în funcție de indicațiile specialiștilor. Și la Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu, alocația de hrană a pacienților a fost mărită, așa cum prevede legislația în vigoare, în prezent fiind în valoare de 22 de lei pe ziua de spitalizare. Aceasta crește în funcție de afecțiunile bolnavilor, ajungând pentru bolnavii de diabet sau cei oncologici la o normă de hrană de 33 de lei pe zi. Din meniul zilnic al pacienților nu lipsește carnea, iar acesta este diversificat și se schimbă în funcție de indicațiile doamnei doctor Alina Boantă, medicul specialist în diabet, zaharat, nutriție și boli metabolice, și ale dieteticienilor și nutriționiștilor angajați ai unității medicale în cadrul compartimentului dietetic.